Hei, salut, bine venit la Școala Vieții, eu sunt Daniel și astăzi am o întrebare pentru tine. Tu pentru cine muncești? Te gândi vreodată la întrebarea asta sau ți se pare o întrebare banală? Hai să dăm voie să repet întrebarea. Tu pentru cine muncești? Și la întrebarea aceasta tu ai putea să răspunzi, păi muncesc pentru firma X. Muncesc la magazinul Y sau muncesc pentru o multinațională sau muncesc pentru un supermarket, pentru un hipermarket. Muncesc Uh, pentru un cinematograf unde lucrez. Huh. Vezi, toate aceste răspunsuri sunt din păcate răspunsuri greșite. Tu nu lucrezi pentru firma X, tu nu lucrezi pentru statul român, tu nu lucrezi pentru spitalul uh, cutare din județul Cutare, nu. Asta toate sunt niște greșeli grave pe care trebuie să ți le scoți de urgență din minte. Tu lucrezi pentru o singură persoană din lume, și persoana aceea ești tu. Tu lucrezi întotdeauna pentru tine, da? Tu nu lucrezi pentru alții, tu lucrezi pentru tine. Eu lucrez pentru mine. Nu contează cine îmi plătește bani mie, da? Nu contează că eu am clienți de acolo, de dincolo, la firma mea. Eu întotdeauna muncesc pentru mine. Și atunci când încep să spui problema în felul acesta, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Și ce se întâmplă? Încep să-ți asumi o altă responsabilitate pentru viața ta. Și îți dai seama, stai mă puțin. Eu nu lucrez pentru alții. Eu lucrez pentru mine. Și dacă eu lucrez pentru mine, cum ar trebui atunci să-mi fac treaba? Nu cum ar trebui să-mi fac super extra bine. Știi care sunt primii oameni care sunt concediați într-o firmă? sau nu neapărat într-o firmă, și la stat, într-una din instituți, instituțiile statului. Sunt oamenii mai puțin competenți. Oamenii care nu și fac treaba foarte bine, ăștia sunt primii care zboară. Dar dacă tu gândești că, băi, eu muncesc pentru mine, o să -mi fac treaba aia bine, și chiar dacă se întâmplă să fie concedier, să se apropie colapsul economic, eu voi fi acolo. Și se mai întâmplă ceva atunci când tu muncești pentru firma respectivă așa cum mai munci de fapt pentru tine, vor veni alții ca să te vâneze, să te ia, să te angajeze ei, să-ți ofere mai mulți bani, să-ți ofere condiții mai bune, pentru că tu ești foarte, foarte competent. Eu sunt Daniel, îți mulțumesc pentru că m-ai urmărit și te rog să răspunzi la această întrebare. Tu pentru cine muncești? Ne vedem data viitoare. Până atunci nu uita să împărtășești acest videoclip cu prietenii tăi de pe Facebook și să apeși pe butonul frumos de aici sau de aici de unde îl vei vedea tu pe care scrie Abonează-te, da? Ne vedem data viitoare. Până atunci îndrăznește să muncești pentru tine. Salut!